Dar a fost interesant dintr-un punct de vedere demografic, și anume că cumva am observat că concurenți care probabil nu s-ar fi înscris la alt gen de show-uri care sunt, nu știu, pe mainstream, și mi se pare că aici ideea de a face un talent online, un talent show online, a captat atenția unor artiști care știu clar că online e, cum să zic, rampa lor de lansare. Ori că erau mai introvertiți, ori că nu s-ar fi dus pe mainstream, aici s-au înscris niște oameni super, super talentați, dar îi văd așa, sunt mai retrași, sunt mai, nu știu, simt că le-a dat ocazia să se exprime într-un mediu familiar, și anume online. Mie îmi se pare oricum o îndrăzneală și i-am aplaudat pe orice conferință, de oriunde, din orice show, dar mai ales de aici, că te expui în momentul în care faci asta. Tu, practic, zici, ok, eu am talentul ăsta, hai să vadă ce pot să fac, și apoi ești vulnerabil, că toți te pot judeca unii de la unul, la alții te critică. Trebuie să poți să duci chestia asta, pentru că asta te face artist, să poți să primești orice fel de feedback și să iei ce e bun din el. Dacă să povestești, am această amintire, spre exemplu, povesteai că ai cantat la Brașov în fața unui public mic. Da. Tu erai o pereche la Chișinău? Nu, nu de la Brașov. Asta s-a întâmplat în mult loc, și în București. Proiectul, în principiu, era pentru Basarabeni. Adică, mă rog, mai lua cineva, un prieten, doi români, dar așa de companie, adică nu știa nimeni. Dar, iată, noi concertul pe care am avut atunci în România erau pentru studenții la România, în principiu. Primul concert a fost Iași, București, nu mai fost noi în țară un pic, dar nu erau așa de multe. După un timp, au fost niște, eu nu știu dacă se numesc concerte, dacă sincer, pentru că reprezentații muzicale, nu știu, când nu erau concerte, erau niște apariții. Cred că cuvântul potrivit este apariție. Așa că ceea ce se întâmplă acum, pe Instagram și peste tot, cu colțușorul ăsta băgat și din diavol și din nu știu și Doamne ferește, este un lucru care s-a întâmplat mereu, doar că noi nu-l vedeam. El mereu a fost așa. Acum că el s-a amplificat, și l-am discutat și noi prin discuția asta, eu nu știu dacă e din păcate. Eu nu cred că asta trebuie schimbat. Eu cred că asta trebuie dus spre maxim. Că el s-o omoare singur pe el. Printr-o opoziție care s-a apară cum, totul este în balanță și cât va fi asta, e regula regulilor. Nu trebuie să ne luăm confirmările din ceea ce încercăm să proiectăm. Pentru că pe vremea Iacu Messengerului, cu toții am avut în ghilimele idile de astea online, virtuale. Și stăteam și mă gândeam, păi ce înseamnă o conversație cu o persoană care se află la nu știu câte sute de kilometri depărtare, via Yahoo Messenger, unde tot ce poți să exprimi acolo sunt niște emoticoane, efectiv. Pe atunci nu erau audio messages sau... Și stai și te gândești, ok, 70% din comunicarea noastră este non-verbal. Nu este pusă sub niște licențe de vorbire, gramaticale și așa mai departe. Acei 70% pe o conversație virtuală nu există. Adică sunt subliniți de niște emoticoane care sunt, nu știu, 50 la număr, din care folosești, cred că, 8, nu știu, zic și eu așa. Și atunci, tot ce vrei tu de la persoana cu care vorbești este efectiv în proporție de 90% proiecția ta pe acea persoană. Iar în momentul în care te vei întâlni cu ea în realitate, există o mare posibilitate să nu o recunoști, să nu-ți placă și există o foarte mică posibilitate să-ți placă și soiile voastre. Astea sunt cele două lucruri. Exact asta se întâmplă și pe Instagram. Băi, parcă sunteți la un concert în Franța, mă! Pe bune, bucurați-vă de tot ce vi se întâmplă, asta e și ideea. Iar acum. Mulțumesc. Mulțumesc, Adi. Aplauze, încă
aplauzele pentru tine! Bună, Cristina! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă scuzați că am întârziat! Copii, nu se va întâmpla asta decât dacă voi vă descoperiți tot ceea ce puteți face voi. Dacă nu vă cunoașteți pe voi, dacă voi nu știți să dansați, poate nu știți, poate știți, să cântați și așa mai departe, nu puteți răzbi, pentru că România, în clipa de față, este o Românie a supraviețuirii. Și vă spune un om care a trecut prin 28 de ani de viață publică, înainte de Facebook, înainte de telefon, înainte de... Orice. Da, înainte de orice. Înainte ca acest cuvânt, content, prime time, season, mizen, sex education, înainte ca toate astea să fi fost. Dacă Maricica, Mariana a zis, Mariana din București, face, are o voce senzațională și cânte ceva și postează fără niciun fel de negativ, pe YouTube s-ar putea să aibă 100 de milioane de vizualizări, pentru că e senzațională. Și atunci, norocul ei, ăsta este. O vede lumea și o evită încet, încet la toate elementele. Ba mai mult, dacă e talentată și are și noroc, de fiecare dată o să aducă cuvântul ăsta, poate deveni ca Ina, sau ca Ozon, sau ca cei care au trecut Prutu și Istru, și toate apele. Înțelegeți? E o chestie de noroc, în primul rând. Oamenii trebuie să înțeleagă rațional ce comuniști acolo și de asta văd o relevanță este foarte important. Și după aceea ajung în partea cealaltă, care este content relevanță. Ține și de ce vă spuneam înainte, menul de dimineața când se trezește, se gândește, haide, astăzi să am 5 minute de advertising sau să am 5 minute în care să intru în viață, în brand sau altfel. Nimeni nu se gândește așa. Bătălia pe care noi o purtăm în fiecare zi, pe feed-ul oamenilor, în scroll-ul oamenilor, pe ecranele la care se uită sau în offline, pe unde merg, este una de a face ceva care chiar pentru ei, la nivel de content, să fie interesant. Nu este interesant să prezinți un telefon. Trust me. Ia un telefon. Not interesting. Să arăți cel mai tare picture sau demo de produs cu carnea care pică delicios pe nu știu ce la ala, este doar a 5.000 imagine pe care o vezi similară. Poate prima oară când a venit McDonald's în România, acum o tonă de ani, și ai văzut burgerul ăla și genul de imagistică americană și cât de tare erau fotografiile făcute, da, ăla a fost impact emoțional. Yes, I want this. Și McDonald's oricum. De atunci am fost expuși la aceste shot-uri foarte frumoase sau la acest beautification. În fiecare zi, non-stop, suntem expuși de la 15 de brand. It's not interesting. Care este contentul care îi face pe oameni să vibreze? Care este contentul care generează conversații? Care este acel content, acea poveste care, într-adevăr, este interesantă în momentul în care și noi suntem un pic realiști și ne gândim nu ca niște oameni care lipi cu oameni și să lucrăm cu un fotograf tare și să facem un photoshop care e tare. Beyond that. Chiar îi interesează pe oameni chestia asta. Cred că s-a pus vorba, a fost într-un mod total neașteptat, o carte destul de virală, deși nu pot să zic îmi place mult acest cuvânt. Cred că s-au regăsit amici doar în rândurile tale și asta a contribuit la viralizare? Cred că da. Cred că da, e o carte despre generația noastră a millennialsilor, este o carte despre tranziția anilor 90 și cum am copilărit atunci, este o carte despre relațiile pe care le avem cu părinții noștri și cine sunt ei dincolo de ceea ce știm noi despre ei. Da, cred că am multe puncte de regăsire în cei care au citit. Am o mai cinstit și onest. Crezi că feedback-ul va fi îmbunătățit în anii ce urmează? Simți că se va schimba ceva vreodată? Da, eu cred că dacă o să începem să vorbim un pic mai mult despre aceste exemple pe care le avem și care, mă rog, unele dintre ele chiar m-au testat și m-au furiat destul de tare, adică chiar m-am putut să pun în prezentare niște chestii pentru că erau amazing horror, cred că dacă o să începem să vorbim despre lucrurile astea cu mai multă sinceritate, dacă o să ni le asumăm, dacă o să învățăm să spunem nu la ce felul în care ne-ai vorbit sau ai putea să spui lucrurile în felul acesta sau, da, cred că se vor îmbunătăți. Mie colegii mai tineri mereu îmi spun că nu le place când vorbesc, deci cred că noua generație va putea să fie un trigger, să zic.
un element declanșator, pentru că cineva m-a întrebat de ce vorbim atât în romengleză și vreau să te întreb de ce vorbim noi în lumea asta marketingului. Marketing, nu știu dacă pot să-l traduc, dar să lăsăm marketing că este în dicționar. Marketingul publicității, numai advertisingului, relațiilor publice, nu PR-ului, de ce vorbim în romengleză atât de mult? M-am gândit și eu la asta. Mi se pare că uneori avem foarte multe de exprimat într-un timp foarte scurt și pentru că ne scriem prezentările în engleză și le prezentăm de multe ori chiar în engleză, e un shortcut către concluzie. Cred că de asta vorbim în engleză. Și o ultimă întrebare, de ce crezi că vom scăpa mai devreme, mai repede, de romi engleză sau de feedback-ul nostru? Acum, când încep un proiect editorial, ai de ales, la fel cum în general în viața ai de ales, sunt două drumuri. Poți să începi un proiect editorial cu oameni, cu ajutorul oamenilor, da? Să-l construiești cu ajutorul oamenilor și să-l faci pentru mașini. And I'm not talking about Google, but still, așa. Sau poți să faci un alt lucru, să schimbi un pic paradigma asta și asta se poate întâmpla doar când vorbim despre un site auto. Să faci un site cu mașini, dar pentru oameni. Oamenii însemnând, de fapt, un public destul de generos pentru ceea ce poate să facă un site de nișă de nișă, nișa fiind auto, nișă de nișă fiind quality, ultra quality. Atunci, când am venit spre oameni, de fapt, am dat seama că semaforile sunt și pentru oameni, așa că am pus acest slide aici, ca să vedem cu toții. De aici s-a născut autocritica. Și a fost foarte important acest parteneriat pe care l-am avut la filmul să ajungă în cinematograf, filmul să aibă o coloană sonoră originală. S-a compus foarte multă muzică pentru filmul ăsta și cred că nu s-a mai compus cu orchestră la nivelul ăsta de probabil 20 de ani în România, poate chiar mai bine. Pe de altă parte, să ai sunet de calitate, să ai lucrurile care lipsesc de multe ori în film documentar, dacă nu faci la nivelul ăsta. Și numai acolo ai nevoie de buget, nu poți să faci chiar tot pe un voluntar. Așa că da, e important să ai parteneri, dar e important și cu cine te asociezi din punctul meu de vedere, pentru că altfel te bați cap în cap și pierzi, de fapt, de multe ori, credibilitatea celor care te urmăresc pe pagina de Facebook, Instagram, ce o fie. Mai ales că, uite, a fost o chestie foarte interesantă. Normal că am fost invitat la diverse televiziuni. Și la un moment am fost acuzat de ce ne ducem la anumite televiziuni sau la anumite emisiuni care poate, nu știu, spitau IQ-ul unul dintre cei care urmăreau comunitatea, ceea ce mi se pare puțin ciudat. Și am zis că, ok, dacă nu suntem în bula noastră, pentru că de multe ori social media care este bule în care ne învârtim, ne lăudăm între noi, tot e fericit, natura este ok acolo, nu intrăm. Dar de fapt noi nu ieșim acolo unde ar trebui să ieșim la oamenii care poate știu mai puține despre lucrurile astea decât știm noi. Și bula asta o spați doar dacă ieși mai departe. Și da, uite, în felul ăsta ar trebui să mergem la toate emisiunile pe care am putut să mergem. Pentru că mesajul nu era despre politică, nu era despre lucruri nasoale, era despre a înțelege natura și a fi un pic mai empatici cu natura. E un mesaj care realizează pe toți. Eu nu contează nici ce ramuri din porți, nici ce părere ai despre vaccin sau antivaccin și lucruri de ăsta ca să fim în tot cu vremurile. Este pur și simplu o chestie care realizează și nu pe termen scurt. Și pe termen foarte, foarte lung din punctul meu de vedere. Doar că atunci când filmez cu un obiectiv mare, la 2-300 de distanță animale, e imposibil să capte sunetele pe care animalii le fac. Și atunci, mai de ales, trebuie să le reproduci sunetele astea. Asta înseamnă că mai noștri colegi de la Sunet, Ivan Filip și Cucaș, care de la Smart Sound, efectiv au un job pe care cred că orice copil și ar dori. Adică au o cutie de nisip mare, așa, într-o mică cameră, în care pun lemne, frunze, diverse lucruri, și se uită pe ecran, văd imagine și se apucă să facă sunetele în groapa aia cu nisip. Adică se recrează o mare, mare parte din sunetul de acolo. În afară de vocile de animale, restul se recrează. Pare fain să faci lucrul ăsta, dar este extrem, extrem de vincălos și extrem de complicat după aceea să faci sincronul. Pentru că, ok, tu l-ai făcut, dar nu faci perfect. Trebuie să te iei să fii pe sincron. După ce l-ai pus pe sincron, trebuie să te gândești, ok, sunetul se aude cât de parte de cameră, cât de integrat în ambianță trebuie să fie, cât de aproape de mine trebuie să fie, cât de tare se aude ieriarea de-a cuposul de multe mixare pe un buștean, pentru că nu trebuie să auzi să-ți scrape prin bani, chiar să fie integrat. Plus, reverbul e în pădure, e în prostoranță de apă sunetul, pentru că e alt reverb, e altă
E o muncă nebună, dar, sincer, nu credeam că vor găsi în România o echipă de profesori profesioniști care să facă lucrurile atât de bine. Și am fost foarte, foarte entuziasmat că am putut să-l facem la nivelul ăsta.